Gata, ne-am întors în direct și cu ocazia acestei întoarceri în direct vreau să dăm și senzația că sunt și lucruri care funcționează în țara asta, domnul Zanfir, că așa doar să criticăm, lumea e sătură, domnule. Eu n-am criticat nimic până acum. Domnul Zanfir. Dar am așteptat ora 19. Trebuie să ne apucăm să jignim. Să și jignim pe cineva, nu neapărat. Trebuie să constatăm niște lucruri care funcționează în țara asta. De exemplu, problema asta cu jignirile. N-ar trebui la un moment dat să fie subiectul unei dezbateri publice? De ce în libertatea de exprimare nu este inclus și jignirea altor persoane? Eu chiar cred că, uite, sunt subiecte care necesită și jignit. De exemplu, eu ca să-mi fac meseria onest, da, comentator în spațiu public, ai nevoie și de acest instrument al jignirii. Trebuie să am al calomniei? Jignire. Jignire. Nu, calomnia e o perversiune, e o răstălmăcire a adevărului. Jignire în sensul bun al cuvântului jignire. Nu, domnule, jignirea este onestă. Da, cinstită. Deci este cinstită, e transparență. Deci eu nu pot să... Acum, uite, noi va trebui să comentăm câteva personaje politice. Uite, de exemplu, Vlad Bontea. Începe cu ăla, că Vlad Bontea chiar nu știe, poate doar familia lui știe cine. Eu știu cine e Vlad Bontea, dar eu asta pentru că magazinez o serie întreagă de informații. Pavel Popescu. Uite, Pavel Popescu. Renumitul domn Pavel Popescu, numiți la arbitru pieței Telecom cu susținerea PSD și PNL. Deci oamenii ăștia au primit, ca să spunem lucrurilor pe niște sinecuri. Niște mici sinecuri din partea statului român ca să le fie și lor bine, ceea ce e sigur. Domnul Zanfir, e bine să constați că mai sunt și români cărora le merge viața. Adică doar așa, contraexemple, oameni care o duc greu și așa mai departe. Uite, și niște oameni cărora le merge foarte bine. Domnul Pavel Popescu, un om căruia îi merge extraordinar de bine. 10.000 de euro pe lună, cât e acolo venit? Să fie mult. Nu se ducea domnul Pavel Popescu. Nu se ducea. Uite, o să le trimit colegilor un material de propagandă politică de la candidatura lui Pavel Popescu, când părea că Pavel Popescu a decis să dea o șansă României, vine aici să salveze țara asta sau ce se mai poate. Păi și până acum nu a făcut bine ce a făcut. Am trebuit să aveți să dați momentul ăsta de propagandă al domnului Pavel Popescu. Până e gata să spunem ce se întâmplă. Pavel Popescu a fost parlamentar badă Timiș, badă București, ultimată era acioapă la sectorul 4, conducea PNL sector 4, la alegerile unde... Au ușchit pe cineva de acolo. Nu știu pe cine, da, nu, a făcut un ceva. Un scandal, omul Orban, știi că au fost acele alegeri? Nu, hai scandal? Să ne amintim alegerile unde a fost bruscat președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, la un eveniment organizat de Pavel Popescu. Adică, da, e penibil. Dar, domnul Buzer, omul ăsta ne-a anunțat că vine în România să salveze, că după colectiv și-a dat seama că trebuie să implice, că trebuie să facă, să dreagă, să jerfea pe altarul patriei. Da. Acum aflăm, având în vedere că o să fie mare sărăcie de mandate parlamentare la PNL. Au fost numiți vicepreședinți la ANCOM. Și-a găsit un exit, o soluție. Doi oameni, unul din partea PSD și unul din partea PNL. Da. Acolo șef este Valeriu Zgonea, președinte ANCOM. Da. Și aveau două locuri de vicepreședinți. Unul la PSD, o să vorbim și la Bontea. Nu. Da, o să vorbim. Are și el. Da, e de la PSD Strehaia, nu? Fostul șef de la PSD. Da, nu-l știe nimeni. Nu-l știe. O să-l facem acum, cât de cât cunosc. Da. Pe Pavel Popescu lumea, în schimb, îl știa. Că era tânăr ăla care a venit în România, s-a întors să schimbe ceva. Și după două mandate în care n-a făcut absolut nimic decât niște declarații, Cu chinezii, cu austrieci, or să vadă ei ce le fac, ce nu le-a făcut nimic, așa. Da. Și a dat seama că, bă, nu mai prin lista. Că nu mai am unde să mai fug. Am fugit de la Timișoara la București, în București nu mai am unde să fug. Păi de la PNL nimeni nu mai prinde lista. Adică... Păi da, unii și-au făcut acum pentru că omul gospodar își face vara sanie. Bravo. Omul gospodar își face încă în timpul vieții parlamentare loc de veci la ANCOM. S-a dus acolo, se duce vicepreședinte la ANCOM, mă. Deci el a venit să schimbe România, dar după două mandate s-a înfipt așa într-o sinecură. Ia să-l vedeți pe băiatul ăsta care se duce la ANCOM să fie vicepreședinte, adică să nu facă nimic, pe multe mii de euro pe lună, 10.000 de euro, nu știu cât îi dă lumea, ca să existe la ANCOM. Și ia să vedeți dumneavoastră ce material de propagandă începem politică. Începem cu materialul de propagandă. Materialul de propagandă, să înțelegeți ce așteptări ridicase tânărul Pavel Popescu, cel pe care e important să reamintim telespectatorilor, listierele din Parlament îl duceau întotdeauna la grupul USR pentru că îl confundau cu Iulian Bulai. Și nu știu cine ar trebui să se simtă jignit de această confuzie. Pavel Popescu sau Iulian Bulai? Haideți să vedem de unde s-a început cu Pavel Popescu. Da.
Recomentam, domnul Zanfir, unde pot să votez și eu? Vreau să-l votez pe tânărul acesta de viitor al României. Chiar nu a convins, domnule. Un om cu argumente, un om solid. O ocazie, Radu. Puteai să-ți faci și acum viză de flori. Numai, acum e la Ancom. Am înțeles. După ce a tremurat inima, după ce sufletul a lăcrimat cu mâna pe Biblie și Constituție în Parlament, pe Constituție, nu știu dacă zice cea de Biblie, Parlamentul României la tribună acolo a jurat să facă legi. Acum, pe final, am făcut destule legi, m-am jurat destul, am făcut, ai Parlament puternic, haide, vă las, să, mă duc, am o sinecură mică. Să câștigăm și niște bănuți acum. Hai să faci, stai liniștit că nu se murea de foame nici de indemnizația de Parlament. Cred că ceva, e un pas în față în viață, adică e s-a financiar. S-a pentru țară. Financiar vorbind, acum o să poată, să, coșul zilnic va fi ceva mai mare. Adică să creștere economică bazată pe consum. Va putea să cheltuiască mai mulți bani în România pentru că va avea salariul de vicepreședinte Ancom. Deci omul s-a gândit, a venit aici, deci străfulgerat ziua aia, 17, nu știu cât era, 2000. A zis-o exact, da. A zis, că n-am. Băi, eu sunt român. Că eram emoționat, mamă. Băi, eu sunt român, ce caut la antrenor? Și-a dat el seama, băi, eu sunt român. Da. Băi, eu sunt român. Și a pus brățară cu România. Mă duc să fac ceva pentru țara mea. Primul zbor, a venit aici, a ajutat la colectiv, sigur, nu spune nimeni nimic. După care... Ia să intrăm noi în Parlament. Și acum, dacă tot am venit să ajut. Și acum țara trebuie să facă ceva pentru el. Țara trebuie să-i dea o sinecură. Dom'le, trebuie să facă. Dar nu tremura glasul, mă, nu vibra sufletul, mă, când Parlamentul României. Și acum mai era un an, dar am lăsat eu în Parlamentul, mă, la cum trăi și eu, am o viață. Oameni suntem. Oameni domnul suntem. Zanfir, hai domnule, că nu e singurul caz. Hai să urmărim un material. Hai să mai dăm. Care cuprinde, cum să zic, mai multe reușite în viață, pentru că până la urmă trebuie să dăm și exemple pozitive. Sigur. De români cărora le merge bine. Succes. Pentru că tot îi aud plângând că, domnule, nu se trăiește bine în România. Dom'le, o să vă arătăm oameni care trăiesc foarte bine în România. Cadrul ăsta. Cine e aici? Că am zis niște, un exemplu, domn, căruia îi merge bine. Căruia îi merge bine. Și a băgat capul imediat. Dați-mi un pic cadrul ăsta de a, number one. Ia uite-l. Și a băgat capul. Number one. A zis ceva de românii cărora le merge bine. Hai să vedem, domnul Radici Bogdan. Partidul Național Liberal a propus, delegat și votat reprezentanții PNL în pozițiile de la Ancom, în pozițiile de la Curtea de Conturi, pentru Ancom deputatul, fostul deputat, pentru că demisionează, dacă n-a demisionat deja, Pavel Popescu, este propunerea PNL, acceptată unanim, vicepreședinte a prestigioasei agenții. De asemenea, domnia sa urmând să demisioneze din cadrul Parlamentului României și de la conducerea filialei Sector 4. De asemenea, pentru Curtea de Conturi, poziția de vicepreședinte a fost votat domnul Heiuș, Lucian Heiuș, este fostul șef al ANAF, secretar general al Ministerului Finanțelor în acest moment, un om care a fost prefect, care a fost șef de ANAF, șef de administrație financiară, cu o mare, mare experiență în domeniu și credem că va face un lucru excepțional în următorii 9 ani la Curtea de Conturi. De asemenea, cealaltă poziție de membru în Consiliu, doamna Ștefania Ferenț, timp de 12 ani șefa de cabinet a primarului Emil Boc la Cluj, șefa cancelariei și șefa de cabinet ulterior, în momentul în care Emil Boc era premier al României timp de 4 ani, apoi secretarul general al Ministerului Transporturilor și, până de curând, secretarul general al Ministerului de Interne. Un om cu mare experiență în administrația locală și centrală, și credem că cele două propuneri sunt absolut salutare pentru această importantă instituție a statului român. Practic, doamna aceasta renumită pe care a împachetat-o domnul Radici Bogdan, v-a făcut un scurt pachetel cu doamna Ștefania Ferenț, a găzduit-o în discursul său, ați văzut ce bine a conturat-o, vreau să o punem, domnul Zanfir, peste tot, să fie în toate funcțiile posibile. Da, a fost peste tot. A fost deja? A fost peste deci tot. Deci pare ceva ce ne trebuie, domnule, deci, ceva este util. Este o prezență persistentă. Da? Da, nu se mai aerisește politica de doamna Ștefania Ferenț, blonda lui Boc, cum o găsesc în toate articolele, domnul Zanfir. Așa este ea renumită. Încerc să evit acest clișeu. Mă deranjează profund, da, până la dezgust această formulare, blonda lui Boc. Ea era vârâtă.
La Ministerul și vârâtă de mă deranjează. Am înțeles. Să spui altfel. Era... Dânsa era plasată. Proptită. Okay. Plasată. Plasată. Plasată, domnul. Dânsa era plasată la Ministerul de Interne în timpul mandatului domnului Bode să-l ajute să nu adormă la volanul ministerului. Că domnul Bode mai ațipește, de regulă pe bancheta din spate, cum e un caz celebru, dar câteodată și în fruntea ministerului. Și avea boc om trimis acolo, în funcția de secretar general al ministerului, să țină volanul drept. Să nu ia nici la stânga, nici la domnul dreapta Bode. Domnul Bode fiind tot un om al lui domnului Boc. Da, adică... da, era un om al domnului Bode care a prins tupeu, care s-a ajuns la București, a ajuns și s-a ajuns s-a la foiat, București s-a și care în momentul de față nu mai respectă relațiile de vasalitate cu Bode, cu Boc, Boc cu Bode. Deci Bode, din trimisul lui Boc la București, vezi mai Luci, ce se întâmplă acolo, a devenit dita mai secretarul general al partidului și, așa, din vârful Ministerului de Interne, vorbea aproape de la egal la egal cu domnul Boc. Boc a spus, măi Bode, ți s-a urcat la cap, ceea ce e adevărat. Aici are dreptate domnul Boc. Unde greșește domnul Boc? Când zice de cap. Când, nu știu dacă e punctul forte al... Nu știu. Mă rog, se poate, da. Dar în altă parte unde se îi se urcă domnului Bode? Da. Așa, spre gât, na, ca să nu presupunem aiurea niște componente. El greșește când crede că mai poate să fie sforar. Micul gospodar, micul gospodar în sensul că e doar primar, nu e președinte de Consiliul Județean. Vă văd împotriva domnului gospodar Boc. Care... Da, pentru că mie se pare că a făcut un oraș muncitoresc un oraș muncitoresc hipsteresc. Da. Deci știi cum făceau comuniștii orașele muncitorești? Conglomerat așa, veniți, nu știu ce, fără o gândire de a dezvolta într-o manieră culturală și urbanistică coerentă. Dar eu nu cred că domnul Boc e un om coerent în fruntea municipiului Cluj. Și clujenii sunt foarte încântați. Vorbim, dacă o mai trăi peste 15-20 de ani, să vedeți atunci dacă vă treziți la lumină, că pe de altă parte, stimați clujeni, nu noi l-am votat pe Ghiță Funar vreo 3 mandate primar, așa că... Hai, să revenim. Ce are domnul Buzian? Acum ce crezi că ne-am stilizat? Total împotriva discursului cineva de acord cu mine, domnule, dumneavoastră. Da, dar nu-mi place cum dezvoltă Cluj. Lor le place. Asta. Foarte bine. Dar nu asta e problema să, noastră. Să vadă și ei care sunt prețurile lor. Li se pare că e normal să coste atât de costă mai mult decât în Paris un apartament în Cluj. Și dezvoltarea aceasta... E artificial. Pe mine mă interesează... Da, mă rog, nu asta contează. Da. Dezvoltarea asta, doamne... Miticismele mele. Ferența, doamnei Ferenț, care da. Este amplasată continuu de funcții și ce e spectaculos este că tot acest amplasament pe care l-ați văzut desfășurat cu doamna aceasta, dacă stăm să vă trecem până ordinea de zi, să vedeți pe unde a trecut doamna aceasta. Toate ministerele a avut interes domnul Boc. Și toată chestia asta care în mod normal ar trebui să fie ceva depreciativ, domne, femeia este pusă ba acolo, nu poate să fie pricepută la toate, e clar că e un om al cuiva și trebuie pasă. Domne, este construită această situație ca fiind ceva în favoarea ei. Deci, practic, e o doamnă cu CV acum. Deci, e o doamnă cu experiență peste tot. Păi dacă ați spus-o peste... Nu înseamnă că a fost eficientă pe unde a spus-o. Este o persoană pe care voi o amplasați. Nu o femeie care și-a dezvoltat o carieră profesională. Domnul Boc, profesional vorbind, nu este cineva care s-a angajat, domnule, a lucrat la multinațional, a condus niște departamente, a făcut date. Domnule, e o femeie pe care o pui dintr-un loc în altul. Asta este situația cu România. E plină doamne de genul acesta care sunt puse cu mâna dintr-un loc în altul, luată de aici, pus aici, să câștige o grămadă de bani. Acum e la Curtea de Conturi să câștige o grămadă de bani. Și să mai fie și un merit, acum să o privim și admirativ. Dar uite, acum e la Curtea de Conturi, o doamnă de la Curtea de Conturi. Să mai te uiți și admirativ la așa ceva, e un pic stupefiant. Dar apropo de admirativ, hai să te uite un pic admirativ la domnul Boc, care este într-o situație importantă de viață, se întâlnește cu protestatarul Ceaușescu, și trebuie să zică ceva, trebuie să răspundă la niște întrebări într-o situație de viață pe care trebuie să o gestioneze. De fiecare dată când l-am văzut în ultima vreme pe domnul Boc, e în această situație. Intraseră niște reporteri peste el acolo în primărie, nu știa cum să o rezolve, nu știa cum să-i dea de cap, nu știa cum să scape din așa ceva. Acum iară o situație similară să-l ascultăm pe domnul Boc într-o situație jenantă de viață. Primarul Clujului Emil Boc care nu mai are miros, că-i miroase în Clujul ăla, ia uitați-l, și asta că așteaptă să-i vină mașina, nu cumva să stea mult, ia uitați-l, îl vedeți? El este Boc, ia uitați-l, pe domnul Boc, ia uitați-l cum arată, ia uitați-l în splendoarea lui, și asta că încearcă și pe aici să iasă, și a tot. Tot pe aici o să iasă, tot, gata, iese, acum va ieși.
Gata, domnul Boc. Gata. Ce facem cu PNL-ul ăsta care este varză? Ați ajuns să slugi, ați ajuns cârpele unor infractori. Și PNL și PSD la fel. Dar în da. Aoleu, sunteți politician, tot așa. Tot cine? Ce vă interesează cârpelor? Politicieni cârpe. Dacă te întreb sursele tale de venit, cum? Eu am. Dar care sunt sursele? Am ale mele. Care? Nu trebuie Spune-le. Să vi le dau. Ale tale care sunt? Că nu mai suntem care sunt? Pe timpul care comunismului, domnul Boc. Domnul Boc, nu vă mai considerați Dumnezeu șmecher, că vă bate cine? Eu. Ce vă interesează? Nu scursurilor politici. Sunteți excroci. V-ați bătut joc de această țară. De această țară. Nu vă interesează. Clujul acela miroase oribil, nu mai aveți nas, nu mai aveți... Ba da, eu. Spuneți-mi, dumneavoastră, cum trăiți decât din hoția politicului? Ați furat ca politicieni, ați furat, nu vă mai săturați. Domnul Boc, dumneavoastră sunteți politician. Da? Nu am trebuie să vă intereseze mă de mine. Nu trebuie pe stradă, cum? Agasez? Da, agasez. Sunteți niște slugi ale nimănui, cum să nu? Să mă pe PSD-ului. Da, sunteți politician. Trebuie ca să dați raporturi cetățenilor cât mai furați. De unde furați? Cum? Cât mai furați? Politicienii sunteți toți hoți. La fel, ați ajuns să sluga PSD-ului. Ați ajuns să sluga PSD-ului. V-ați bătut joc de oameni. V-ați bătut joc de toți. Aveți salariul dumneavoastră. Cât este ca primar? Cât este salariul dumneavoastră? Aveți 40.000 de lei? Ce? 40.000 și alți oameni 1.500-2.000? Nu e așa? Nu oameni, domnule Boc. Politicieni, domnule Boc. Politicieni. Ce? Eu am eu sursele mele. Nu vă interesează. Nu mai suntem pe vremea comunismului. Nu puneți mâna pe telefon, da? Așa. Cine? Eu, nu? Tu, așa? Publice, da. Da? Nu? Aoleo, dacă eu vă critic, sunt plătit excroc. Dar atunci ce vreți să vă aduc? Elogii? Aplauze? Nu mai suntem pe vremea comunismului ca să aducem politicienilor politicieni. Spuneți, nu, pentru că sunteți politicieni, sunteți politicieni pentru că v-ați bătut joc de noi. De ce acest PNL vă bate joc de această țară? De ce ați făcut pact cu PSD? Da. Ce faci acum? Agresezi? Ce? Dai seama că nu vă agresez, vă întreb. No, te rog, aolo, nu sunteți răspuns, Dumnezeu, domnule Boc. Tu, la fel nu ca sunteți mine, Dumnezeu. Nu da? Sunteți da, Dumnezeu, face. Domnule Boc. Da? Răspundeți no, atât. Atunci o întrebare. Și să îmi răspundeți. Și cum? Cetățeanul care cer socoteală politicienilor care își bat joc de noi. Pentru că voi vă bate joc de noi. Țara asta merge jos. Voi aveți salarii imense. Răspundeți atâta. De ce ați mințit oamenii care v-a votat ca partid PNL? Spuneți-mi și mie. De ce i-ați mințit? Pentru că nu faceți alianță cu PSD. Ați făcut alianță, da? Sau nu? O să mergeți la vot împreună cu PSD pe listele comune? Ia uziți. Un loc care are probleme în țara asta. Aolo, ce minciuni. Plătit de cei care au alte interese. N-ați auzit acest om? Bine, povestesc, că merg să povestim, dar să... Aolo, mințiți, domnul Boc.
mințiți, sunteți o scursură a politicii românești. Scursurile din politică nu este înjurătură, este un adevăr. Doamne, niște cuvinte dure adresate domnului Emil Boc de către protestatarul Ceaușescu. Ce e spectaculos, domnul Zanfir? Și de aici aș începe. Din punctul ăsta aș începe. Bă, hai să alegem un punct. Cât costă, mă, un șofer la primăria din Cluj? Că sunt renumiți pentru banii mulți pe care înțeleg că e un post liber de șofer. Domnule, înțeleg incredibil. Că șoferul din ziua înregistrării, când deci, mă, caută loc, domnule. Deci, clar, pa, mă fac, mă vorbesc, prefac că vorbesc un pic la telefon. La telefon, pa, mă uit în mașină, țac, țac, care ce să-mi facă? Da. Dacă să te prefaci că vorbești la telefon, că risca să-i sună telefonul în direct, îți dai seama. Domnul Emil Boc. De ce nu înțeleg eu de la domnul Emil Boc? Care în primul rând, de ce n-a venit șoferul? Asta e prima chestie pe care nu o înțelegi. Nu, asta pot să înțeleg. Și o puneți pe doamna Ferenț acolo, da? O puneți, da? La curtea, deci, de conturi. Deci unde mi-o puneți pe Ferenț? Da. Curtea de conturi? Păi și cât câștigă ea acolo, măi? Măi, cât câștigă ea acolo? Derbedei, dracule. Derbedei. Deci, domnul Derbedei, da. A, zis, bă, terminați cu. Da, ce, uite, părea mașina lui aici. Aici, da. Și când colo era. Nu era șoferul. A fost o mașină scumpă, nu-i nimic. Mă sui în mașină. Lasă că mă urc în Bolt ăsta. Nu e nimic. Bine că n-a dat de pe bicicletă jos un curier să se urce și să plece cal în Bolt unde, da. În Bolt unde, în spate. Da. Domnul Buzeanu. Eu vreau să știu de ce domnul Emil Boc, care este și istoric și jurist, a fost premierul României, parlamentar mai multe mandate, e primar deja de foarte mult timp în Cluj, are tupeu să întrebe un cetățean fără nicio funcție publică din ce trăiești. No, e mai mișto. Nu, dar de ce? Ce cu securismele astea? Împuținez din spectaculozitatea acestei întrebări. Domnule, domnul Emil Boc face parte din Partidul Național Liberal. Te aduce aminte că domnul Ceaușescu avea acest obicei de a umbla cu telefonul. Lasă, domnule, că asta e partea a doua. Toți PSD-iștii îl întrebau. Păi nu, dar a preluat și a trebuit să preia și replicile. Domnule, ce să preia de la replicile de la PSD, domnule, că v-ați trezit cu Emil Boc, e mare liberal. De unde e, mă, liberal, mă? Astea sunt replicile de la PSD, le-a preluat. Păi nu, dar era cu rezistul, nu era, domnule, alocat, domne, rezistului. Domne, când era pe zona puțin. Când trebuia dat jos Dragnea, domnul Boc era împotriva domnului Dragnea, nu când îl întrebați de vorba atunci. Ești, asta e partea a doua, domnul Ceaușescu cu acest telefon vorbind urât și, mă rog, jignind, ce să faci, spune pe aia, așa, PSD-știi, domnul Boc nu era deranjat de treaba asta. Vă spun eu cine îl plătește, Soros, domnul Boc, îl plătește Soros pe Ceaușescu, ca să vină și cu niște câini, o să-l vedeți că vine și cu niște câini, că dă bani și pe câini. A ajuns în punctul ăla în care întreabă ca un PSD-ist, tu zici că era PSD-ist oricum. Domnule, eu spun în felul următor, Partidul Național Liberal de astăzi este jumătate PDL. PDL s-a compus din Partidul Democrat și o aripioară penelistă ruptă de Stolojan. Da. Partidul Democrat s-a numit Frontul Salvării Naționale. A avut o perioadă în care se numea FSN-PD. Petre Roman, da. Petre Roman. Inițial a fost FSN cu Petrică Roman, Petrică e cel mai bun vorba al Traian Băsescu, și Ion Iliescu. Petrică Roman avea o abordare fesenistă, Ion Iliescu alta. Ion Iliescu s-a rupt el și și-a făcut FDSN, PDSR, PSD astăzi, iar Petre Roman din FSN s-a rebranduit PD, Partidul Democrat, ulterior Partidul Democrat Liberal, actualmente Partidul Național Liberal. Lăsați-mă cu liberalismul ăsta al pedeliștilor. Veniți din PD. Dar, domnule, dar pe mine mă interesează în momentul acela rezist, când s-a constatat... Aia e partea a doua. Marian Ceaușescu. Când le convenea că Ceaușescu urmărea pe PSD-iști, era în regulă. Dar asta este oportunism politic. Asta e oportunism politic. Asta îl înțelegem. Râdem și delimeat. Da. Eu vreau să înțeleg fibra asta securistă cine a politicianului român. Dar cine vă protejește, domnule? Dar ce te interesează pe tine, domnule? Cine mă plătește? Cine mă plătește? Trăiesc de mană cerească, nu, ce vrea să ca prorocul Ilie. Nu, ce vrea îmi să aduc spune păsările mâncare. Care e subsidiarul acestei întrebări? Ce e subsidiar, omul nu este obiectiv, omul este trimis aici, deci nu este un cetățean echidistan care vine să pune niște întrebări și căruia vreau să-i răspund. Este trimis cu o direcție aici? Dom'le, direcția următoare, că nu te-a întrebat doar pe matale, întreabă pe toți. Pe toți dacă era doar pe matale, puteam să înțeleg, dar nu doar pe matale te-a întrebat. Și a întrebat și pe PSD-iști, a întrebat și pe USR-iști, a întrebat pe toți. Și când îi întreba pe PSD-iști, era încântat domnul Boc. Îi plăcea lui domnul Boc. Le-o face Ceaușescu. Oh, aștepta. Ce când le aștepta Marian Ceaușescu la ieșire de aici, din studio de la B1, pe PSD și pe nu știu ce. Era peneliști. Ai văzut ce a făcut? I-a terminat cu statul lor, bine le face. Da. Acum a venit pe urmele lor și e normal să vină pe urmele lor. Da. Domnul Emil Boc n-a mai muncit de foarte mult timp. Poveștile astea cu am fost parlamentar, am fost premier, am fost primar,
Lăsați vrăjeala. Asta nu este un loc de muncă. Asta este o opțiune pe care o luați în viață. E ca și cum mi-a spune, sunt terminat de oboseală, am jucat fotbal tot weekendul. Nu va obliga nimeni. Te-ai pregătit să fii profesor de istorie, după care te-ai făcut jurist, e jurist la a doua facultate, nu-i niciun fel de problemă. Iată câte specializări are. I-a plăcut politica. I-a plăcut. Dar el vrea, el iese de acolo, de parcă are și de la catedră. El se comportă ca domnul profesor care a avut o oră de curs și acum merge spre casă. Care e problema? Întrebările... Nu, mă, nene, tu ești premierul, ești fostul premier al României, un mandat controversat, tu ai adus PSD-ul la guvernare cu PDL-ul, împreună ați fost, ca și era guvernul, nu? Da, nu erau guvernul Boc, PDL-PSD? Să ne aducem aminte că și circumstanța aia era aceeași. Păi, da. Mai rău sunt circumstanțe. Ba, da. E o pandemie, ba, e un război la graniță, ba, e o criză economică. Bă, dar mereu e. Nu există zile în care să nu se petreacă ceva. Inventăm tot timpul scuze. Nu, atunci chiar n-avem. N-avem nevoie de o criză. N-avem, ca și cum sunt momente în care chiar avem nevoie de o criză. Uite, chiar, da. Ei au fost acolo. El a venit cu nenorocitul de impozit forfetar în mandatul lui. A distrus sute de mii de firme din țara asta, obligându-le să le plătească, să plătească sume de bani, chiar dacă nu aveau profit. Asta a făcut Emil Boc, da? Deci Emil Boc a redus salariile bugetarilor cu 25%. Hai să ne liniștim puțin cu Emil Boc. Eu am înțeles că există patriotism local în România și că ardeleniți foarte încâmpați că a ajuns unul de-al lor în fruntea țării. Dar asta nu înseamnă că a ajuns și el potrivit. De-a lungul timpului, au fost din Ardeal, ți-au venit oameni de stat adevărați. Uite, putem vorbi de Iuliu Maniu. Putem vorbi de Lucian Bode. Emil Boc, cu tot respectul, știu că țineți la el, că e Bocul vostru. Nu e bun. Tu dai seama că... Cum și Moldova a produs niște eșecuri politice la nivel național, cum și Oltenia, cum și Muntenia, cum și Dobrogea. Vă nominalizez pe toți, dar chiar nu vreau în aceeași emisiune să ostilizez toate regiunile istorice ale țării noastre. Dar asta te-ar transforma într-un echidistant. Chiar trebuie să-ți dorești să fii neplăcut tuturor. Da, domnule, da, în emisiuni succesive. Am înțeles. Deci, îmi place ideea cu domnul Bode undeva alocat, undeva pe un scaun, ascultând emisiunea noastră, că știți că e mare telespectator. Da, uite, eu și Maniu, v-am spus că alții deci, nu băieții sunt. Băi, ce înseamnă au fost disciplinați la CNA? Domnule, au fost măi, acolo? Măi, Jucan, măi, tu poți să retragi amendaia? Nu, nu. Băi, uite ce ți-am zis! Nu, nu, nu se înțelege că, că insinuiesc că ar primi CNA o ordine politică. Nu, asta vreau să spun, că nu poți să... Nu, și în sufletul lor trebuie să le zică cineva. Le-a prins bine amendaia. Uite, acum, frumos vorbesc în legătură cu mine, mă pun, asociază cu Iuliu Maniu, bravo, așa, da. Bun, dar ce trebuie să remarcăm în legătură cu existența domnului... Boc, domnule, întrebarea pe care vă punea Ceaușescu, protestatarul, umblând după dumneavoastră, e una extrem de legitimă. Ați ajuns la guvernare spunând că trebuie să scăpați țara de PSD, că ăsta este motivul pentru care trebuie să fiți votați, după care v-ați aliat cu PSD-ul și v-ați subordonat PSD-ului. Asta înseamnă că v-ați trădat electoratul. E o întrebare legitimă, bă, ați mințit. E o întrebare legitimă pe care o avea la el. Adică nu era o întrebare care n-avea niciun sens acolo. Da, acum dacă rămânem pe subiectul Emil Boc, care cu foarte multă aroganță așa, nu înțelege cum își permite cineva să-i comenteze Emil ceva. Boc, da, din ce trăiești? Ce cum merge? Dar tu cu Ștefania asta, Ferenț, mai insiști mult? Da, chiar mai insiști mult? Da, hai să lasă din ce trăiește Ceaușescu. Așa, din câștigă la loto. Din economii, cum ar zice Buzat. Din economiile lui, din împrumuturi, da. Din așa. A și explicat omul la un moment dat într-o registrare. Cred că și la noi în emisiune a spus ce și cum ce. Mai vii tu, te-ai trezit, tu bună dimineața. Caută pe Google dacă nu știi. Da. Că uite, noi dacă căutăm pe Google blonda lui Boc, ne apare o femeie, partenera de viață unui fost șef, director adjunct, dacă nu mă șel, Direcția Generală Antifraudă. Da? Da? Așa, bun. Polițist, că așa e normal, care nu a fost șef și pe la frontieră sau ce, mă rog, așa. O găsim pe doamna asta pusă în tot felul de funcții. Mă, eu pot să înțeleg că ești un alt funcționar de carieră. Bă, dar aici nu e vorba de un alt funcționar de carieră. Aici ești săgeată de carieră. Ai un om politic în jurul căruia orbitezi și ăla te trimite mereu peste tot. Iar Boc e parte din cârdășia asta penelistă, pesedistă, fără niciun fel de jenă. Vrei să vă spun care nu sunt? Uită-te puțin pe harta baronilor PNL, dacă vrei să-i numim așa, și vezi cine are om pus în funcții cheie la București și cine n-are. Vezi cine este girantul acestei coabitări dintre PSD și PNL și cine nu e. Păi domnul Boc să nu mai vorbească acum despre dreapta și despre așa, că el a devenit om de dreapta într-o noapte, când au sunat de la PD, la Internaționala Socialistă și au zis, vedeți că noi plecăm, ne vedeți că noi ne-am făcut creștini democrați, am avut o revelație azi noapte.
De mai lasă-mă cu oamenii ăștia politici de... Astăzi erau cu Internaționala Socialistă, cântau așa, a doua zi erau populari, acum, iată, când nu sunt la fel de populari în fața tuturor, sunt nemulțumit. E impopular acum, da. Da, și oamenii ăștia care au mai guvernat cu PSD-ul, Boca mai guvernat cu PSD-ul, domnul Buzeanu. Dar nu e, nu e la prima. Lumea se preface nu e la prima abatere. Nu e la prima, este deja este recidivist din punct de vedere politic. A mai guvernat cu PSD-ul, trebuie să o repetăm. Suspendare atunci cu Băsescu, Traian, cu suspendarea luată două suspendare. Ori. Domnule, acum e cu executare, domnule, nu domnule, mai merge. Asta este situația. Aceasta e situația. Că e acolo un jmen la Cluj. Bă, iar o să mă cheme ceneau să spun ce... Așa cred eu, părerea mea, impresia mea, senzația mea. Am un sentiment, dar nu... Vă rog să vă liniștiți. Dar nu se bazează pe informații, se bazează așa, pe vise. Este că la Cluj e un mare șmen. Da, șmen în sensul bun al cuvântului. Șmen în sensul super al cuvântului, așa. Și băia de la PSD joacă mână moartă pe dreapta, așa zis, a dreapta a luat. Și asta e tot comienzul, că e invincibilă armada al Boc. Cu o ironie a... amplasat o ironie la adresa lui Dâncu la ultimul discurs pe care a ținut în fața unei prea cinstite adunări și a explicat așa Marcel Ciolacu, domnule, poate câștigă și ăsta la Cluj. N-a zis asta. Poate câștigă și domnul de data asta, poate câștigă și domnul Dâncu la Cluj de acolo. A amplasat așa o mică ironie. Poate mai câștigă și... Dar poate să ne spună ce fel de PSD-iști au câștigat la... Domnul Ioan Rus era un mare învingător la Cluj? Replica domnului Dâncu ar fi trebuit să fie... Păi avem, câștigă un PSD-ist, domnul Boc acolo. În egală măsură, domnul Zanfir, ca să mai liniștim un pic această atmosferă care s-a tensionat brusc în cadrul conversației. Uite, de ce nu s-a urcat pe cadru și să plece în zare cu acest călăreț? Vă iau, domne! Vă iau, mergeți la livrat! Am o comandă de Boc! Mi-a comandat! Urcați-mi! Îl bagă în spate în ăla, în ghiozdănelul ăla galben și ai fugit! Ce făcea? A alergat Ceaușescu după tine pe acolo? Urcă-te, domne, în spate acolo și dispari în zare cu călărețul ăla! Să-ți fie rușine! Să-ți fie rușine, Mariane! Marian, să-ți fie rușine! Să-ți fie rușine! Vezi că eu să-ți țin minte! Obraznicule. Asta are atitudine asta așa, senatorul, îi pare părintele națiunii. Senatorul PNL. Aole, nu, ai început rău. Liviu Voiculescu. Liviu Puștiu. Să mai relaxăm un pic tensiunea. E mai rău. Senatorul PNL Liviu Voiculescu și-a cumpărat un Liviu apartament Vârciu. De 233 de metri pătrați de la ANL, deși are o locuință, are o locuință chiar și în Spania, dacă îl căutați. Păi și-a cumpărat un apartament? Da, domne, care e problema? Mai povestesc bine cât e apartamentul. Și-a cumpărat un apartament de 233 de metri pătrați de la ANL. Un apartament de 233? Are nevoie de spațiu să alerge, n-are? Domne! Da. Vreau să văd unde citești. Știri pe surse, citat G4 Media, totul în regulă, să știți că sunt în regulă această inspecție. Periodică. 233. Un moment, vă rog. Vă rog. Păstrați distanță, că nu vreau să mă zic. Vreau să intru și pe original aici. Vreau să intrați, dați un pic să vedeți acolo, pe G4 Media. Că nu pot să cred că... Stați, domne, că îi dăm de cap. Te iau de la mine. Ce apartament de 233 de metri pătrați? 233 de metri pătrați de la ANL. Am găsit G4 Media. Da. Cum și-a cumpărat senatorul PNL Liviu Voiculescu cu 101.000 euro un penthouse de 230 de metri pătrați în Brașov? Acum e ce penthouse? Până acum era apartament. Păi de asta mă mira și mine. Apartament de metri pătrați. 230, la tine 233, făcătă, mă rog, să chemăm de la cadastru. Depinde cum Nu, 233. El are nevoie, dacă îl vedeți, 233. El aleargă, are nevoie să facă mișcare, nu poți să-l ții acolo. O, bă, eu înțeleg că e tare pe pariuri, pe jocuri de noroc, dar poate face circuit acolo, circuit? Pe alea, curse de cai, de câini. Deci nu, 233 un sunt. Un senator PNL, da? Deci hai să o luăm de la început. Da. Avem un senator PNL, supranumit, eu nu mai fac, domnul Buzăianu, stimați telespectatori, eu nu mai fac judecăți de valoare, de foarte mult, nu știu dacă ați observat. Deci eu sunt aici să informez, preia o știre, o transmit mai departe, poate doar intonația să-mi aparține. Rez, nu mai am păreri, De multe ori și la intonație. Ai văzut că și fără intonație da, de multe da. Scrie aici senatorul Păcănelelor, scrie. Senatorul Păcănelelor, citesc pentru că eu nu pot intra să fac o intervenție editorială pe materialul domnului Pantazi de la G4 Media. Deci, eu citesc senatorul cum a scris domnul Pantazi. Cristian Pantazi, un cunoscut jurnalist. O fi bine că e cu Păcănele și cu astea, în sensul că e norocos, nu avem nevoie, într-o țară de ghinion, avem nevoie. Nu de asta. Nu. De ce? Are afacere cu aparate de pariuri. Am înțeles. Aparate de pariuri. Deci, da. Senatorul PNL-ul, Liviu Voiculescu, cunoscut drept senatorul Păcănelor pentru o afacere cu aparate de pariuri, a încheiat în 2021 un contract de construire cu antreprenorii generali ai unui bloc ANL. Agenția Națională pentru Locuințe, instituție din subordinea Ministerului Dezvoltării. Deci el a zis în felul următor.
Să mergem. ANL-ul nu era, mă, cu case pentru tineret? Pentru copii ăștia. Ciune, și PNL-ul tot așa era cu case pentru tineret. Și ANL-ul și PNL-ul toate zero. Dar acum s-au mai schimbat. Dom'le, dar nu reușesc să înțeleg. Da. Soția sa a domnului senator a primit punctaj maxim la ANL. Deci o Nadia Comăneci a ANL-ului. Știi cum a luat Nadia Comăneci 10, dar da, le-a dat lor. Așa mergea pe până, așa să puteai oricând să te dezechilibrezi. Uite, așa mergea și soția către ANL. Da. 10 curat. Zeița de la Brașov, deși el cred că e senator de Volt. Așa declara la notar că nu are nicio locuință în România. Deși, ca să fim corecți, senatorul are un apartament în România. Are și un apartament, dar aia nu e. Deci dacă te uiți împreună, nu poți să-i zici apartament. Dar n-avea nici 200 de metri pătrați. N-are. Ce e? Un coteț. Dar nu e apartament. Era un coteț. Da, domnule. Unde mai stătea așa chircit. Erau câțiva pereți acolo. Dormea în picioare. N-ai loc să te întinzi. Deci el avea un apartament de sub 200 de metri pătrați. Are un acoperiș deasupra capului, atât, dar nu e apartament. Nu știu dacă e cu acoperiș. Măcar nu știu că... Practic era un perete de care se proptea din când în când. Așa. Și împreună au o vilă în Spania, dar asta nu e treaba asta ta. Asta se poate întâmpla. Și asta nu e treaba ta. Da. Doamna s-a dus și a zis în col, domnule, eu nu am niciun fel de locuință în România. Vă rog să mă credeți. O avea soțul, dar nu l-am întrebat exact ce-i cu ea. Nu știu. Eu nu merg acolo, e casa lui. Dar soțul are un apartament. Ăsta notarul i-a făcut hârtie, s-au dus la ANL, i-au zis 10 curat. Mergeți la Olimpiadă. E perfect, deci chiar nu, mai bine mai... nu există. De când aștept așa ceva? Într-adevăr, dumneavoastră aveți o vilă în Spania împreună cu soțul, care e senator și deci oricum primește de cont pentru chirie, deci ideea locuinței nu există ca risc nu pentru familia susține, dumneavoastră. Da. Și văd că soțul are și un apartament în România. Dar dumneavoastră aveți punctaj maxim ca să primiți un modest apartament de 233 de metri pătrați. Păi, deci nici dacă ar fi câștigat la păcănele. La bingo, nu deci, la păcănele. Dacă apeși pe butoanele alea, ți-au picat cireșele. Băi, cireș, a lovit speciala. Cireșele. Hai să-ți mai povestesc. I-a picat un apartament la păcănele. I-au picat săgetuțele alea de la PNL. Țăc, 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 țăc. Deci, fie, bine că i l-a dat fină, să înțeleg. A! De care e șeful ANL Brașov. Poți să spui că e vorba de noroc? Poate e plocon. Dar și finăsul totuși. Păi și finăsul să dea de la el, mă, de la noi. Nu e noroc, e cum ți-l faci în viață, da. Bravo, l-a ales. Este meritul lui că a ales ce trebuie. Deci, apartamentul ANL din Brașov are 233 de metri pătrați, dar un bâlbâială citind aceste cifre. Păi da, cu apartament de 233 de metri pătrați, cât de mare e, domnul Buzean? Adică, el e... Deci, un apartament de 100 de metri pătrați e un apartament mare. Da. Și dacă un apartament de 100 de metri pătrați e un apartament mare, un apartament de 233 de metri pătrați... E de două ori mai mare, ca să zicem așa, da. De două ori și ceva mai mare. Pare foarte mult. Deși e prea mare. Asta e, dar e pentru un senator. Mă rog, corect. Și cu soția, na. Cu soția, da. Terase de circa 100 de metri. Sunt concerte organizate acolo. Se fac zilele orașului. Ți-au făcut, am făcut congres. Așa. Da. A costat 101.000 de euro, mă. Da, 101. 101. Dalmațieni. A zis și un euro de la mine ca să fie să... Da, hai să ne gândim puțin. Da. 101.000 de euro un apartament, un penthouse de 233 de metri pătrați? Da, pare că așa a găsit. A avut un noroc, a prins o ofertă, se poate întâmpla. N-a fost Black Friday, dar se poate întâmpla situația asta. Dar eu mă întreb totuși... Dar și avea, domnule. Domnul Zanfir, noi venim și vehiculăm aceste informații absolut suspecte în legătură cu omul acesta. Dacă noi vehiculăm aceste informații care, sigur... Asupra cărora planează suspiciunea de corupție, trafic de influență. Da, ei, ei, ei. Nu, domnule, planează. N-am zis că dar nu mai folosi cuvintele astea. Zic că sunt, e deasupra. Nu planează decât relația de rudenie. Întrebarea mea e următoarea. Instituțiile statului, când urmăresc în cadrul publicației G4 Media această informație, urmăresc și la noi această informație, ce dracului fac mâine dimineață? Adică, pe mine mă interesează și un follow-up al întâmplării. Adică, dacă se întâmplă acest noroc acestui om în viață și de ce nu îi se întâmplă după aia în echilibru și ghinionul de a se fi aflat despre treaba asta și dacă s-a aflat despre treaba asta, de ce nu există consecințe? Păi de ce e consecință, domnul Buzeanu? Că lucrurile sunt foarte clare, e o transparență. Deci, într-adevăr, doamna a primit punctaj maxim pentru că dânsa nu avea niciun apartament în București. Nu avea decât soțul în România. Avea soțul. Soțul. Ce treabă are soțul cu soția? Da. Într-adevăr, împreună avea o vilă în Spania. Dar ce treabă are Spania cu România? Doamna a primit 10 curat, s-a dus acolo și i s-a spus 233, n-avem decât de 233, credeți că încăpeți? Haideți că ne înghesuim cu toate astea, că iau și... Suntem modești. Bibelouri astea, mai renunțăm la ele. Mai renunțăm la bibelouri, da. Așa. Bun. Ce mi se pare mie interesant, prețul ăsta de 100.000 de euro e cu tot cu TVA. Da. A
care... Dacă și nu se încadrează la TVA? Ce? Nu se încadrează la plata TVA-ului. Domnule, prețul este de 433 de euro pe metru pătrat. Da. În Brașov există, potrivit indicelui imobiliare.ro, un preț mediu pe metru pătrat construit. Și hai să facem acest... să prezentăm aceste informații. Familia senatorului Voiculescu de la PNL, Walt, își cumpără un penthouse în Brașov cu 433 de euro metru pătrat. Da. Cât crezi tu că era în 2021 când l-a luat prețul mediu al metrului pătrat construit în Brașov? Nu știu, domnul Zanfi, am închipuit. Ceva. Nu știu. Nu, mai mic, n-am. Mai mare. N-am la fel. Referință, n-am. 433 cumpără familia Voiculescu. Da. 1375. Era mai puțin de jumătate de preț. Dom'le, asta e situația. Asta mai puțin de jumătate de preț? Mai puțin de o treime de preț? Să ai noroc în viață, ce să mai... Așa a fost să fie, așa a fost destin. Președintele Comisiei ANL, care a decis că apartamentul din Brașov trebuie atribuit soției senatorului Voiculescu, este domnul Ionuț Gabriel Stanciu, director general adjunct al ANL la acea dată și potrivit finul de cununie al domnului senator Liviu Voiculescu. Acestea fiind spuse, după care ne întoarcem, sigur, se întâmplă și lucruri. Întrebat, senatorul a spus, da, confirm relația de rudenie, dar n-are nicio legătură. Dom'le, noi am crezut că are o legătură. Nu. Bine, bun, luăm o scurtă pauză, după care revenim. Dar e o zi în care ne punem problema educației. Sigur că ne punem problema educației văzând ce s-a întâmplat în Parlamentul României și sigur că ne punem problema educației pentru că sunt niște oameni care i-au trimis pe oamenii ăștia în Parlamentul României și se discută despre educație. Motiv pentru care îi spunem bună seara domnului Laurențiu Mușoiu de la România Liberă, specializat pe zona asta de educație. Bună seara, domnul Mușoiu. Domnul Mușoiu, ați publicat un material, vorbiți despre dinozauri nemuritori. Am crezut că ați schimbat domeniul de interes. După care am descoperit că e vorba despre, cu ghilimele de rigoare, dinozaurii nemuritori din Ministerul Educației. Și să ne spuneți de ce îl vedem acolo pe pixuretul. Și asta e a doua întrebare, da. Vă rog. Cine sunt dinozaurii nemuritori din Ministerul Educației? La cine vă referiți? Sunt acei directori care de decenii toată lumea se întreba, domnule, cât mai rămân ei în conducerea acestui minister. Pot să vă dau două exemple elocvente. Este doamna Preoteasa, Liliana Preoteasa, care făcea subiectele pentru bacalaureat încă de când eram noi pe băncile gimnaziului, cred. Și toată lumea, sper că nu găsea alt specialist pe examenul maturității, în afară de doamna Liliana Preoteasa, să întreba și profesorii, domnule, dar pe altceva nu mai avem. Și pe domnul Mirescu pot să vi-l mai dau, care la fel, peste 10 ani a fost, din 2006 până în 2016, a fost directorul Consiliului Național pentru evaluare și examinare. Bun, domnul Mirescu a fost schimbat în 2016, tocmai pentru că au găsit acolo, în mandatul domnului ministru Mircea Dumitru, a fost găsit numeroase nereguli cu proiecte cu banii europeni pe care le gestiona dânsul. Ei bine, ce să vedeți, a ieșit acum în contra minister și el și doamna Preoteasa și foarte mulți acești directori care nu se știa nimeni doar dacă vom scăpa vreodată de decenii în acest minister. Este această unitate pentru gestionarea proiectelor cu finanțare externe, finanțare pe proiecte europene sau pe Banca Mondială. Și toamnii ăștia acolo stau pe venituri foarte bune și au tot felul de proiecte, dar iată, multe interese se întreabă profesorii, dom'le, ce utilitate au aceste proiecte. De exemplu, au venit și acum cu evaluare la clasa a noua, care vine după evaluarea națională, după evaluarea la clasa a șasea, și așa mai departe. Păi nu e evaluarea la clasa a opta? Păi evaluarea națională. Păi și după aia mai facem o evaluare la clasa nouă? Nu mai facem, suntem într-o continuă evaluare. Da, problema e că trebuie să reevaluăm timpul, domnul Mușoiu, nu mai avem timp. Spuneți-ne pe scurt de ce îl vedem acolo pe pistoiatul, 10 secunde. Pe pistoiatul, domnul actor este de aproape 40 de ani, vechime, experiență șofer. Și este din 2007 șofer în Ministerul Educației. Și acum l-au găsit și pe el acest departament.
Pentru Super. Că se pare că s-a mai bun chiar și șofer la acest departament. Super. Unde... Laurenț, care știm ce s-a mai întâmplat cu actorul din Pistreat. România Liberă, mulțumim pentru intervenție. Mulțumim, domnul Mușoiu. Să aveți o Românie bună în continuare, ne revedem mâine. Ne vedem mâine la 18, toate cele bune.